Haide, sus! Vom întârzia la școală? Și n-ar fi prima dată când se întâmplă asta. Minunea mea din casă, care abia a împlinit 7 anișori, stă în mijlocul patului și refuză să se scoale și să se pregătească de școală. Nu mă scol! Școala este o prostie! De ce trebuie să merg acolo? Nu este corect! El se uită țintă în ochii mei, cu iz de înfruntare, așteptând vădit reacția mea. În timp ce simt că sângele mi se urcă la cap, mă întreb. Ce trebuie să fac? Să-l bat la nervi este un abuz. Să-l ignor nu funcționează, ba dimpotrivă, aș putea spune că parcă îi dă aripi. De ce nu am soluții? Sunt dita mai omul. Conduc o mașină, știu să repar o clanță, să schimb o roată, să negociez un contract, dar mă simt neputincios, frustrat și depășit când puștiul meu se uită sfidător și mi-a zvârle printre dinți. Nu vreau. Și ce dacă? Sentimentul neputinței și al disperării mele îl resimțiți probabil adesea și voi atunci când copilul vostru devine sfidător. Ce este de făcut? Am sintetizat câteva principii care m-au ajutat pe mine și cred că vă vor ajuta și pe voi. În primul rând, trebuie să identificați corect situația. Comportamentul copilului poate fi considerat sfidător atunci când, pornind de la manifestarea inițială de a refuza să fie de acord sau de a se conforma celor mai juste cerințe, devine mai apoi cu ușurință frustrat sau enervat în relaționarea cu colegii, cu familia, totul încununându-se cu lipsa de respect în interacțiunile cu adulții și cu obiceiul de a-i învinovăți pe alții pentru greșelile sale. După ce ai identificat corect problema, trebuie să înțelegi ce se întâmplă de fapt în mintea copilului tău când acesta alege să se lupte cu tine. În această situație, este foarte probabil ca el să reacționeze emoțional, fiind prins într-o capcană de raționamente incorrect. În exemplul nostru, când copilul nu dorea să mai meargă la școală, eroarea de raționament în care era capturat poartă numele de nedreptate. Sau, traducând prin prisma percepțiilor copilului, acel obicei al celui mai mare și mai puternic de a-i impune lucruri pe care el nu le dorește, pentru că nu-i produc plăcere atât de repede pe cât se așteaptă ea. Acest gând, că este forțat să facă ce nu-i place, produce o emoție negativă și, odată ce raționamentul incorrect preia controlul, copilul se simte eliberat de responsabilitatea de a se conforma cerinței. În astfel de situații, păstrează-ți calmul, ritmul exprimării, precum și mimica. Explică-i ce și de ce îi ceri, care-i sunt variantele și consecințele propriei alegeri. Fii consecvent și aplică-le fără ezitare. Altfel, indirect, îl vei înveța că deciziile lui nu au consecințe. Răspunsul tău nu trebuie să fie agresiv. Dimpotrivă, poți spune ceva de genul: fiecare dintre noi avem responsabilitățile noastre, chiar dacă uneori ne este greu. Școala este responsabilitatea ta. Începând cu această seară, te vei culca cu o oră mai devreme. Este clar faptul că ai nevoie de mai multă odihnă. Acum, hai, jos din pat. Iar seara, ia-ți timp și explorează problema mai în profunzime. Azi dimineață nu ai fost gata la timp. Poți să-mi spui ceva mai mult despre asta? Este important ca părinte să privești viața prin ochelarii lui, pentru că modul în care ne comportăm este consecința lentilelor prin care privim viața. În fapt, în loc să-mi invit copilul într-o luptă pentru putere și control, l-am invitat într-o relație, pentru că cel mai puternic aliat în dorința de a influența în bine comportamentul copilului meu este relația pe care o dezvolt cu el. Sfidarea nu se va rezolva de la sine odată cu vârsta. Decizia ta de a ignora comportamentul copilului în speranța că treburile se vor rezolva de la sine, pentru că oricum nici de tine nu s-a ocupat nimeni și nu ai ajuns un ratat,
este egală cu decizia de a-ți lăsa copilul să parcurgă același drum fără garanția că rezultatul va fi asemănător. Mai ales că tu însuți recunoști că pe vremea ta lucrurile erau altfel. Așa că slăbiciunea ta îi poate anula posibilitatea de a parcurge etapele mai repede și mai bine, oferindu-i șansa la o viață mai împlinită. Căci, până la urmă, aceasta este responsabilitatea ta și efortul tău va fi răsplătit.